Salut! În casă am câteva locuri, așa cum se vede aici, unde există un transfer de umiditate și săruri din pământ către pereți. Astfel, pereții au înflorit vopseaua lavabilă. Așa că acum o voi curăța, acest strat de vopsea și acest strat de var care s-a umflat. O voi curăța cu hârtie abrazivă, după care voi aspira praful și voi aplica soluția Coral Hydrostop. Am mai folosit această soluție tot la zidărie, pe exterior de data aceasta. Și rezultatele au fost bune. Îndepărtez doar zona afectată. Atât. Zona afectată s-a curățat imediat. În zona sănătoasă, deja când aplic șmergerul pe ea, nu se întâmplă nimic. Am curățat bine zona și acum pun o parte din această soluție într-un recipient. Puțin. Această soluție pe bază de apă o aplic acum cu o pensulă direct pe zona afectată a peretelui. Acesta va forma un strat protector, iar pe viitor infiltrațiile de săruri nu se vor mai produce în zona tratată. Am aplicat un prim strat și acum las să se usuce 10 minute. După 10 minute aplic și stratul al doilea, pentru că dacă rămâne mai mult timp, stratul de zid tratat devine impermeabil și soluția nu mai pătrunde în zid pentru a crea stratul de protecție. Așa că îl dau, primul strat, mă uit la ceas, aștept 10 minute și aplic și cel de-al doilea strat. Deci nu mai târziu de 10 minute. Pentru că trebuie aplicarea să fie de soluție de ud pe ud. Soluția Coral Hydrostop este o soluție apoasă, transparentă, care în momentul în care se va usca, nu se va cunoaște că zidul a fost tratat în acea porțiune. Bun, acum lăsăm 10 minute să se usuce. După 10 minute aplic deja al doilea strat peste stratul inițial. S-a creat deja o peliculă solidă de protecție. Uscarea totală durează 24 de ore. După cum se vede, soluția este incoloră, nu lasă niciun semn. Când se va usca integral peretele, nici nu vom ști că acolo s-a aplicat această soluție de izolare. Cu această substanță am tratat și acest perete, zid exterior, din fațada casei. Zonele unde sunt mai albicioase au fost afectate de această mineralizare. După cum se vede, după tratare, nu au mai apărut aceste pete.
În schimb, zona unde nu a fost tratat, mineralizarea s-a produs și vopseaua s-a exfoliat. Voi trata și această zonă pentru ca peretele să fie în regulă. Atât pentru astăzi, până data viitoare, multă sănătate și aveți grijă de voi. Numai bine!